ceea ce fac eu, pe maniera în care lucrez eu, pe ceea ce am înțeles eu din toată experiența de atâția ani, construind un așa zis sistem. Bineînțeles că n-am inventat eu roata în sistemul ăsta de dresaj, pe care l-am personalizat nițel, așa cum eu l-am văzut, pentru că până la urmă aș vrea să pornim de la premiza că eu arăt propria mea viziune spre dresaj de companie. Da? Nu este nimic altfel decât, să spunem, fac ceilalți specialiști în domeniu, însă este ceea ce am înțeles și eu din dresajul ăsta. Eu nu sunt nici academician, nu sunt nici om de știință, mai degrabă sunt practician, însă încerc să explic un pic felul în care văd eu lucrurile. Bineînțeles că mulți alți dresori folosesc o lesă fixă, folosesc zgardă fixă și zgardă ștrangulantă după caz. Lesa retractabilă e foarte importantă, că poate da câinelui libertate de mișcare, dar să îi demonstrezi un pic de control, să îi limitezi opțiunile și să aibă de unde să se întoarcă la tine ca să creeze asocieri pozitive. Folosim normal recompensele, că este foarte important să creăm asocieri pozitive în anumite situații. După caz, dacă avem câini care se stimulează bine pe baza instinctului de vânătoare, de pradă și așa mai departe, folosim obiecte de aport. De exemplu, câinii care se stimulează de bine la obiectele astea, se dresează, după părerea mea, mai ușor. Îi poți desensibiliza ușor la stimuli din mediu, renunță mai ușor la orice și pe baza condiționării să-ți ofere comportamente pentru a câștiga ceea ce își dorești și pentru a-și satisface în mod natural instinctul care predomină. În cazul ăsta, instinctul de vânătoare. Folosesc garda cu telecomandă, așa de mult controversată și așa de mult blamată de unii oameni, da? Însă o folosesc, n-am niciun fel de problemă cu părerea celorlalți. Mă bazez totodată pe argumentație, pe nivelul de inteligență al oamenilor și pe nivelul lor de a înțelege argumentele vis-a-vis de această zgardă. Zgardă care, de altfel, ca idee, asigură comunicarea tactilă cu câinele wireless, adică îl ai în libertate și demonstrezi că la nivel tactil, asta este marea demonstrație, la nivel tactil îl poți influența. Ce fac câinii între ei când stabilesc relații de ierarhie și se bazează pe comunicarea sa tactilă? Unii fug cât pot ei de tare, ceilalți fug după ei, extrem de motivați în sensul ăsta, și joacă leapșa, buf, îl tăvălesc pe celălalt, îl pun la pământ, îl ating, îl deviază, îl distrag, prin fiecare stimulare tactilă îi schimbă dispoziția, da? Îl scot dintr-o transă sau alta. Noi nu putem să facem asta, că nu suntem construiți fizic să putem să fugim după ei, să-i prindem din urmă, dar prin tehnică și prin condiționare la un stimul tactil pe care să-l interpreteze și să interpreteze mesajele transmise prin acesta, le demonstrăm că întotdeauna îi putem prinde din urmă. Și atunci renunță la a ne fenta, renunță la a fugi de noi și totodată, creând asociere pozitive vis-a-vis de noi, încep să înțeleagă că e foarte avantajos să fie în poziție de follower. Și o preferă situația asta. Deci garda cu telecomandă ne ajută foarte mult. Bineînțeles, folosești clickerul după caz, pentru că este un instrument util în momentul în care inițiezi exerciții și vrei ca atunci când câinele îți oferă comportamente să aibă un reper sonor. Și în momentul în care folosești sunetul ăsta, sunetul ăsta nu implică nici emoție, nu implică nici diverse intonații, nu implică nici anumite inflexiuni în funcție de cât de obosit ești, cât de plictisit ești sau cât de exaltat și niciodată nu dai cumva, nu punctezi comportamentul din voce exact cum îl poți puncta din sunetul acesta și așa. Fiecare bucățică de comportament o poți puncta extraordinar. Moment în care, prin recompensare, câinele înțelege că trebuie să ducă pe calea aceea pentru a ajunge la rezultat. Deci, folosim toate acestea, dar ideea este așa, că nu, eu cel puțin nu sunt, dar știu că nici alți dresori nu sunt habotnici în a folosi numai unul dintre instrumentele acestea sau numai o anumită tehnică de condiționare. Așa că eu folosesc tot în funcție de câine, de nivelul de dresaj, de vârsta câinelui, de proprietari, pentru că sunt proprietari foarte sensibili la anumite abordări și atunci trebuie să-i pregătești din timp să ajungă să tolereze toate celelalte mijloace de interacțiune cu câinele. Deci, pe bază de pedagogie, cumva îi înveți și pe oameni că de la clicker poți ajunge la toate celelalte și nimic rău nu se poate întâmpla dacă le argumentezi corect ceea ce faci cu ei.